Presidente, raportul MCV pentru România prezintă inadvertențe și neadevăruri, aducând prejudicii țării și nouă cetățenilor ei. Acest mecanism a devenit un instrument de presiune care s-a îndepărtat de la obiectivul său tehnic. Permanent MCV-ul a fost extins atât cantitativ prin adăugarea de noi condiționalități, cât și calitativ prin ridicarea standardelor inițiale, fără un temei juridic în tratatele constitutive sau tratatul de aderare. Prin propunerea de a limita libertatea presei din România, Comisia încalcă grav valorile europene și își depășește cu mult atribuțiile date de tratat. Presa trebuie să aibă libertatea de a-i face investigații jurnalistice. Având în vedere reglementarea ambiguă a MCV-ului, influența majoră a factorului politic, dar și faptul că durata stabilită inițial de 3 ani din momentul aderării a expirat, solicit Comisiei Europene să încheie procedura monitorizării României prin MCV. Vă mulțumesc!